mi-am plecat din mijlocul dumneavoastră. Hristos, Mântuitorul nostru, era prezent. El m-a întors dintre cei morți, între dumneavoastră, și la fel cum am plecat, El era aici. Și iată că El este iarăși tot aici, în mijlocul dumneavoastră. Și acest lucru nu mă face decât să mă bucur și să aduc slavă lui Dumnezeu Tatăl nostru, care ne iubește cu așa o dragoste. El a spus într-un cuvânt și e foarte adevărat. Pot să se mute munții și dealurile din locul, dar dragostea mea de la tine nu se va muta. Amin. Asta este cuvântul Lui. Cuvânt care ne face totdeauna să avem acea încredere necreptită de El. Și nu numai acel cuvânt, toată Biblia, toată Scriptura este cuvântul Tatălui și în orice cuvânt ai citit în Scriptură, n-ai să vezi decât iubire și îndurare din partea lui Dumnezeu. El este Tatăl, El este Ziditorul, El este Făcătorul oricărei făpturi. De aceea, El a dat pe unicul Lui Fiul la moarte pentru noi, ca noi, fiii Lui, care îi eram cunoscuți mai înainte de veșnicie, să fim cu Dânsul pentru totdeauna. Nu se putea face acest lucru din cauza păcatului. Și Tatăl a găsit cu cale să-și zdrobească pe unicul Său Fiu, pentru ca să poată să aducă la viață pe mulți fii pe care îi avea scriși în cartea Sa. Ăsta este Dumnezeu Tatăl nostru, care este vrednic de toată slava, de toată lauda și mulțumirea El, care ne-a răscumpărat, cum spune cuvântul, nu cu aur și nici cu argint, ci cu sângele cel scump al Hristos, Fiul iubit al inimii Sale. Să-L iubim pe Tatăl, să avem încredere în Tatăl, să nu lăsăm niciodată loc în mintea noastră vreunui gând păcătos, stricat, ci întotdeauna să-L rugăm, Tată, așa cum în cuvântul Tău este scris. Și Mântuitorul Iisus, la plecare, așa și-a spus: Tată, când eram eu în lume, îi păzeam eu de cel rău. Acum eu vin la Tine, păzește-i Tu de cel rău. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești. Și acest gând să-l avem totdeauna pe inima noastră, că noi ca oameni putem de foarte multe ori să ne vedem fie singuri, fie fără putere, fără acea credință uneori chiar, că nu-i de mirare și acest lucru, dar dacă Tatăl ne păzește, atunci suntem păziți, să știți. Vorbeam cu fratele Iculiță și vă transmit din partea lui salutări din partea Domnului. Amin. De la Sibiu. Și printre altele, în discuția noastră, zice frate că el se mară și el bolnav la pat, vreo 3-4 săptămâni de acum are. Și vorbeam amândoi, el pe pat, eu pe pat. Zic, frate Niculiță, haideți acum să mai vorbim ceva și de pe pat, că oricum noi din tinerețe ne-am cunoscut, dar zic, haideți. Și am început să ne bucurăm. Și printre altele, acasă vreau să vă spun, zice frate Costi, că faptul că suntem în mâna Tatălui Ceresc, viața noastră este într-o deplină siguranță. Deci nu avem motive ale teme absolut de nimic. Pentru că prețul răscumpărării, prețul dat de Tatăl pentru mântuirea noastră, este plătit. El este dat. Deci satana și păcatul nu mai pot avea stăpânire, putere. Vine acestei gânduri sau ispită, dar putere ca să ne poată duce acolo unde este locul și păcatul și satana, în iad, acest lucru cu niciun copil al lui Dumnezeu nu se va întâmpla. Cu această încredere, vă rog în numele lui Hristos, Domnul nostru, care este aici, să le ducem viața până la sfârșit pe acest pământ. Să nu uităm niciodată că trăim pe un pământ blestemat. Dar Dumnezeu care a spus, și e un cuvânt foarte adevărat, Domnul a zis, vreau să locuiesc în întuneric,
Acest întuneric nu e numai vorba, cum s-a mai vorbit de altă și altă dată, că numai în templul făcut de Solomon, că el a rostit cuvintele astea, ci pe întreg pământul e întunericul, că atât timp cât Satan și păcatul e în lume, e întuneric. Dar aici este marea minune, că Dumnezeu își arată slava tocmai acolo unde diavolul gândește că el are de plină putere și stăpânire, Dumnezeu împărățește. O, cum să nu te bucuri și cum să nu-i avești slavă lui Dumnezeu când știi că trăiești pe un pământ unde Satan gândește că el are toată stăpânirea, dar nu e adevărat. El gândește, dar puterea e la Tatăl. Nu cel care gândește are puterea, ci cel care are puterea și ce gândește, ala poate să împlinească. Așa că cu această încredere noi mergem pe această cale. E o cale îngustă, e foarte adevărat. E o cale, e atât de anevoioasă chiar, dar e foarte plăcută, îngustă, anevoioasă, dar plăcută. Amin. Și acest lucru aduce sufletului nostru acea odihnă, acea pace și bucurie veșnică pe care Tatăl ne-a dat-o în Hristos Iisus, Domnul nostru. E o minune viața pe care o avem de la Tatăl. Viața care era de la El. Viața care este și va fi pentru totdeauna. La această viață am fost aduși de Dumnezeu Tatăl prin jertfa Fiului Său. La această viață pe care Tatăl ne-a dat-o prin Domnul Iisus, Duhul Sfânt, care este în mijlocul nostru, lucrează în fiecare din noi la mântuirea noastră. Și dacă Duhul Sfânt lucrează, trebuie să știm că El duce la bun sfârșit. Avem în Vechiul Testament un cuvânt în care se spune și această lucrare se va face, nu, nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Deci Duhul Sfânt e acel care duce această lucrare minunată a lui Dumnezeu, la El lucrează și El o duce la bun sfârșit. Când știi că ești și faci parte din lucrarea lui Dumnezeu și această lucrare Tatăl o face prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt, să avem această liniște și această încredere. Să nu ne mai lucească ochii în nicio parte altă, ci numai la ceea ce Dumnezeu Tatăl a dat pentru noi. Și ceea ce El a dat a fost pe Domnul Iisus. Nu numai ca melul de jertfă, să știți. Tatăl a dorit ca melul de jertfă, adică Fiul, să fie mai întâi acel preț dat pentru răscumpărarea noastră sub puterea păcatului și a morții, și apoi tot El, Iisus, Fiul, ceea ce este El, Iisus, pentru Dumnezeu Tatăl, bucuria și desfătarea Tatălui, Tatăl în iubirea Lui față de noi, dorește ca fiecare din copiii Lui să aibă aceeași bucurie pe care o are El, Tatăl, în ce știe că este acest Iisus. Căci Pavel, prin Duhul Sfânt, a spus acel cuvânt, că în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, sau un alt verset, în El sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Ăsta este darul pe care Tatăl ni l-a făcut. A Lui să fie slava, acum și în vecii vecilor. Mă bucur și dau slavă lui Dumnezeu că mă văd iarăși în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur că Domnul este aici cu voi. Mă bucur că sunteți pe calea care este Hristos, Cuvântul. Nu vă aflați într-un anumit sistem, într-un anumit fel de a fi în felul oamenilor, ci așa cum Duhul Sfânt ne-a învățat prin Cuvântul Scripturii. Aceasta este calea și viața pe care El, Tatăl, ne-a dat-o. Încă o dată vă spun, bine v-am găsit în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și vă doresc din toată inima, mâine, când spun cuvântul mâine, poate fi chiar mâine, dar acest mâine poate fi peste o lună sau un an sau câțiva, nu știm. Dar dorim, așa cum ne vedem acum, aici, în jurul Domnului Iisus, mâine, în ceruri, la fel să ne vedem, ca împreună cu toții să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul,
pentru tot ceea ce El a făcut și face pentru noi. Asta va fi pentru noi o bucurie. Ca să se împlinească Scriptura care zice, la plecarea fiecăruia, zice, Moise a murit și a fost adăugat la poporul lui Avram, la fel și așa mai departe. Fiecare din noi, Pavel, încheie foarte bine acest cuvânt când zice, toți vom învia, dar zice, fiecare la rândul cetei lui. Cred că asta este foarte important de știut. Tot aici este un pic legătură și cu cuvântul care spune, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. E adevărat, noi suntem frați cu toți copiii lui de pe tot pământul, dar trebuie să nu uităm un lucru, că și în Israel erau 12 seminții și erau împărțiți pe familie și familie iarăși avea fiecare cap de familie, un cort al familiei. Și interesant este că atunci când porneau dintr-un loc în altul, fiecare seminție mergea sub steagul ei, nu sub un alt steag. Când vrei să cauți pe cineva, nu trebuie să umbli toată tabăra. Știai că Cutare se găsește din seminția lui Cutare și mergea la familia care era în acea seminție. Acestea sunt orânduirile lui Dumnezeu. De aceea, dacă Dumnezeu Tatăl, în îndurarea Lui, a binevoit ca în această adunare să fim chemați ca să-L cunoaștem și să-L iubim și să-L slăjim pe Dumnezeu, acolo unde El ne-a sădit, acolo unde El a hotărât să ne fie viața și lucrarea, căci asta ne va urma, să știți că este scris și faptele lor bune îi urmează. Nu trebuie, dragă, să te găsească sfârșitul în altă parte și în alt loc sau într-un alt lucru decât acel care ți-l-a prezințat Domnul când tu ai fost chemat la El. De aceea, cu grijă, iubiții mei frați, în această privință, să dăm dovadă că suntem statornici în credință, în iubire, în trăirea cuvântului și în felul în care El ne-a credințat prin Duhul Sfânt, să avem întotdeauna curajul să-L mărturisim pe Hristos în toată frumusețea Sfintelor sale Scripturi. Asta este slava de care a vorbit Mântuitorul când a zis, Tată, le-am dat slava pe care mi-a dat-o Tu. Și când a vorbit de această slavă, El a mai vorbit un cuvânt, ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una. Această unitate nu face altceva decât ca să sporească tot mai mult Duhul Sfânt lucrul lui Dumnezeu pe care și-L dorește într-o lume pierdută. Ca să cunoască lumea că Tu mai trebuie, spune Domnul, mai departe și să cunoască tot acolo că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Domnul care este aici cu noi, a Lui să fie slavă aici în toată veșnicia. Aleluia! Amin. În veci fie binecuvântat numele Lui. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin. Iubiții mei frați, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin. Iar ceea ce trăim voi în momentul de față, să știți că le dică Domnul minori. Nu mai era posibil să trăiesc, să știți. Dacă mă vedeți, să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Am fost salvat de la moarte, așa, 100%. N-au fost mai puțin decât 4 operații într-o noapte. Vreau să ne amintesc. Cât de adevărat este cuvântul care spune că Dumnezeu pentru noi este Dumnezeul minunilor. În încercare, Dumnezeu lasă pe om până în ultima clipă în care gândește că s-a terminat, nu mai e nicio speranță. Și atunci Dumnezeu intervine, în ultima clipă.
A suferit el lor de mult Mântuitorul, bataie, batjocuri, tot ce știm că spune cuvântul. Și cele de urmă pe cruce, în agonia groaznică prin ce trecea sufletul, a văzut că și Tatăl nici el nu mai este. De ce trebuie să fie așa? Am înțeles ceva din această taină. Acum, în această încercare, Dumnezeu Tatăl ne vrea în totul să fim ai Lui, să nu se vadă în noi nimic din ce aparține firii pământești sau lumii acesteia sau păcatului sau din ceea ce este Duhul vrăjmaș al satanii împotriva lui Dumnezeu. Dar pentru ca toate însă să dispară cu desăvârșire, omul când este pus la încercare, el trebuie absolut de toate astea să fie izbăvit. Focul e acel care curăță și face totul desăvârșit. Mântuitorul Iisus totdeauna a fost bucuria Tatălui. Dacă l-a trimis pe pământ și a luat în trup, la fel cu al nostru, Tatăl a hotărât că acel trup și acea viață pe care avea în trupul luat din Fecioara Maria, trebuia trecut prin acel cuptor, cum s-a scris în Evrei, că El, Fiul, ar trebui să fie făcut desăvârșit prin lucrurile pe care le-a suferit. Ne punem întrebarea, oare era nevoie ca Iisus Domnul să se facă desăvârșit prin ce a suferit? De ce oare a trebuit să fie așa? Să fie vorba oare, când vorbim de El ca jertfă pentru noi, oare numai acest scop l-a avut Tatăl cu privire la trimiterea Lui în lume? Nu numai acest scop l-a avut în vedere, ci în vedere a avut și faptul că după ce El va plăti cu prețul vieții Lui plata păcatelor noastre, tot El, Iisus, care a fost cunoscut de Tatăl mai înainte de veșnicie, să rămână pentru întreaga sa familie, adică a Tatălui, acel izvor de viață, acea lumină veșnică, să rămână pentru totdeauna bucuria și desfătarea oricărui suflet care va umple împărăția lui Dumnezeu. Acesta este Tatăl. E nemărginit în iubire rolul pe care l-a avut Mântuitorul în lume. L-a spus de la început, eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Apoi, tot El acel care spune, cine a văzut pe Fiul, a văzut pe Tatăl. Și sunt cuvinte și cu privire la noi în care cuvântul spune că Domnul pe cine îl iubește, îl și mustră, îl și biciuiește. Iar un alt verset spune mult mai direct, zice, și bate pe orice fiu pe care îl primește. Ăsta este Tatăl. De ce toate astea? Tatăl vrea pentru eternitate să aibă o familie, nu ca cea de întâi, când El a făcut pe îngeri și apă și pe om. O familie care să rămână veșnic ceea ce este El. Cum spune Pavel, când Domnul Iisus va termina tot ce i s-a încredințat să facă, El însuși se va supune Tatălui, va da împărăția în mâinile Tatălui și Dumnezeu Tatăl va fi totul în fiecare de cei ce vor umple împărăția. Și asta este
marea noastră bucurie, ne vedem cum suntem, oameni cu păcate, cu greșeli, cu slăbăciuni. Uitați-vă ce mi s-a întâmplat acum. Deci, ăștia suntem în trup. Dar din aceste trupuri, de care ne tot plângem, de păcatele care încă le mai facem, slăbiciunile care le avem, neputința care uneori ne aflăm, Dumnezeu, prin jertfa de la Golgota, are dreptul să răspundere din mormente, de pe paturile de suferință sau în umblarea noastră până la răpire pe toți cei care au acest har de la Tatăl. Harul de la Tatăl este chemarea care ni s-a făcut. Este lumina în care ne-a adus. Și lumina este cuvântul și cuvântul este Hristos Domnul. Asta este moștenirea Domnului. Încă din Vechiul Testament, Domnul a vorbit că Iacob este partea mea de moștenire, zice Domnul. Dacă Sfinții Vechiului Testament se bucură de așa un har, cu cât mai mult biserica, care este socotită ca fiind soția, mireasa Mielului, să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu, că am fost învrednicit așa un har, să fim ai lui Iisus Hristos. Amin. Și acel har Tatăl l-a hotărât pentru noi. Nu vă jucați, vă rog, cu mântuirea. Nu încercați să vă permiteți anumite lucruri, că Dumnezeu e bun și ne iartă. Greșelile sunt greșeli. Cei care merg cu mașina pe o stradă sau în drumurile lor, orice greșeală, el nu poate să spună că a fost un lucru bun. Oricât de mic ar fi, e greșeală. El o recunoaște, am greșit. Așa trebuie să fie și viața noastră, un gând păcătos, un cuvânt nefolositor, o faptă necugetată, să o vedem că este păcat. Și se cere lui Dumnezeu iertare și grijă în viitor, să nu se mai întâmple. Dacă umblăm în felul acesta, Dumnezeu este și rămâne cu fiecare din noi până la capăt. Dar dacă nu învățăm de greșelile care le avem, ne putem pomeni într-o zi cum se întâmplă și așa ceva. Unii din cei care nu dau importanță și merg mai departe tot cum am mai mers și înainte. Și se pomenește fie într-o prăpastie, fie într-un copac, într-un stâlp și s-a terminat cu el. Aia nu mai e greșeală. Aia înseamnă prostie. Pentru că dacă tu, din greșelile mărunte care le-ai avut înainte, n-ai învățat nimica, atunci sigur că sfârșitul ăsta este. Copilașilor, spune Evanghelistul Ioan, ați auzit să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dar tot el e acel care spune prin Duhul Sfânt că aceste păcate care noi încă le mai facem și Dumnezeu ne iartă, ele nu trebuie repetate. Greșeală e greșeală. O faci, se întâmplă uneori. Sunt zile când nu mai o dată greșești. Greșești cu vorba, greșești cu o faptă. Dar recunoaște, vină la el cu pocăință. Și Domnul e acel care spală. E ca o mamă care niciodată nu zice copilului, dar m-am săturat de tine să tot te spăl mereu. Nu zice. Mama are suflet de mamă. Hristos are în el suflet de păstor. El însuși a spus, îmi iubesc oile și îmi dau viața pentru ele. Cu această credință și cu această nădejde ne mișcăm dintr-un loc în altul. Haideți, vă rog, să ne rugăm. Un psalm, frate. Vă rog, așa, frate, un psalm, dacă vreți să citim, alegeți-l dumneavoastră.
potrivit și cu momentul de pasă în care doresc să aduce slavă. Mă bucur că am avut privilegiul ca venind de aproape, deci este o lună și jumătate de când n-am venit și eu la Galați, să am harul să-l fiu cu alături de fratele și să-l văd aici în mijlocul adunării. Oricum îl vedeam pentru că mergeam la dumnealui acasă, dar este mai frumos să fie văzut, nu? Casa, pentru care, casa Domnului, pentru care a spus Pavel că biserica sau adunările lui înseamnă, este cununa lui de slavă. Pentru fratele cel mai scump ne-a demonstrat în toți acești ani că adunarea este cununa dânsului de slavă. Dumnezeu să-l binecuvinteze și noi ne rugăm pentru dânsul, pentru că am zis întotdeauna, cred că mai are multe să ne spună. Da. Dacă dorința dânsului este să citim un psalm, aș vrea să citim psalmul 122. Da. Un psalm al treptelor, o cântare a treptelor, zice, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile. Semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Și noi, din pricina dragostei pe care o purtăm fratelui, îi urăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Fratelor, eu rămân așa jos. Haideți să ne ridicăm. O Tată Ceresc, mai întâi te rog să mă iert că bucuria pe care o trăiesc, văzându-mă adus de tine în mijlocul celor scumpi și preiubiți, copii și frați, Tată Ceresc, nu pot decât să aduc slavă în numele tău. Mulțumim! Ești vrednic de toată lauda, de toată mulțumirea. Părinte, cine poate vorbi despre tine cât de minunat ești tu, Doamne? Ne-ai vorbit prin cuvânt și ne-ai arătat adevărata bucurie. Și când ai vorbit despre acest lucru prin cuvânt, prin Fiul tău iubit, ai spus. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Iubitule Părinte, încă o dată cer de la tine iertare, nu numai pentru mine, ci pentru întreaga ta biserică, Doamne. Te rugăm. Pentru că, ca oameni, gândurile noastre se mai abat, fie într-o parte, fie în alta, și nu rămân cu ochii ațintiți la tine, la Fiul iubit, ca să avem în noi bucuria deplină pe care ne-o dorești să o avem. Iartă-ne, te rog. Iartă-ne, Tată Ceresc. Pune tu, te rog, prin harul tău și prin puterea Duhului tău, stăpânire pe întreaga noastră viață, pe întregul nostru suflet. Și fă-ne, te rog, să știm cu adevărat, să ajungem și noi la acel har de care Pavel spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta ne este dorința și gândul care Tu, prin Duhul Sfânt, l-ai pus în fiecare de noi. De aceea te rugam, Părinte, dă-ne Tu, te rog, la toți binecuvântarea Ta, Doamne.
că ce binecuvântezi Tu, Doamne, este și rămâne în veci binecuvântat. Amin. Tată, îți mulțumesc pentru clipa asta fericită. Mulțumim. Nu mai credeam, Părinte, în mijlocul cuptorului în care am fost dus, când voi mai avea fericire să mai învăț frații încă o dată pe pământ. Ba mai mult, Părinte, încercarea a fost atât de cumplită cât îmi luasem adio și mă rugam, Tată, ia-mă, te rog, du-mă acolo unde Tu ai pregătit acel loc. Dar îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Și ai binevoit să mă întorc iarăși între frații mei. Și acesta este un har pentru care eu nu sunt vrednic să-ți mulțumesc. Mulțumim, Tată Ceresc. Ce bine că nu ne-a scurs toate rugăciunile noastre. Da. Căci omul în suferință nu-i mai trebuie nimic. Vrea doar parcă să fie șters, să-și mai amintească de nimic. Dar Tu care privești și vezi, vii în ajutorul nostru. Ca și acel cuvânt care este arătat în cartea lui Ezechiel, valea aia plină de oase uscate, cine mai putea gândi și crede că acele oase uscate de tot vor mai putea căpăta viață? Și ai vorbit prorocului și la cuvântul Tău toate acele oase uscate care era, îl simboliza pe Israel, pe noi, Părinte, da, tot ce pe noi toți, că suntem copiii Tăi, copiii lui Israel, am căpătat viața. Îți mulțumim. O, Doamne, cât de adevărate sunt cuvintele Tale. În atâtea locuri în Scriptură spun, zice, oare este ceva de mirat din partea mea, zice Domnul? Tu ești acel care omori și tot Tu ești acel care și învii. O, Tată iubit, prin această experiență am trecut și eu. Dar îți mulțumesc, Părinte, că nu m-ai lăsat pradă morții, ci harul și iubirea Ta, în îndurarea Ta, care toată viața m-am bucurat, necontenit de ocrotirea Ta, căci peste tot pe unde mi-a fost dat să fiu, un înger m-a așteptat în loc unde să-mi plec capul, la fel, o masă cu bucate de pâine, atunci când am avut nevoie de un ajutor, să fiu condus undeva și câte multe altele, o viață întreagă, cât am umblat cu Tine pe această cale îngustă. Părinte, pot eu oare vreodată să povestesc tot ce Tu ai fost pentru sufletul meu? Voi putea eu oare povesti faptele și lucrările Tale, din lucrarea Ta la care, Părinte, m-ai făcut martor? O, Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc! Mulțumim! Îți mulțumesc pentru adunarea pe care o văd așa de plină. Nu numai clădirea aceasta plină, dar sufletul fiecăruia este plin de această lumină care ești Tu, Doamne, Dumnezeule. Fiecare suflet e plin de această dorință și de această dragoste pentru Dumnezeu. Asta a fost bucuria mea. Niciodată nu m-am gândit la nimic alta, ci atât doar am dorit și am vrut. Cuvântul Tău să fie pentru noi lumina, soarele, pâinea, apa vie. El să ne fie ocrotirea și stânca sufletului nostru. Tată, îți mulțumesc pentru clipa asta. Mulțumesc. Aș mai vorbi, Părinte, dar Tu mă vezi cum sunt. Și știu că frații mei care au împărtășit împreună cu mine în acest foc prin care am trecut,
și ei au fost alături de sufletul meu și îmi deosebi, mă rog, pentru cei care atât de mult s-au jertfit și au lăsat serviciile, au mers zile și nopți de-a rândul, au stat la căpătâiul meu, Părinte, și tot ce s-a făcut, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc. Mulțumim. Și te rog să-i răsplătești. Te rugăm. Și să răsplătești întreaga adunare. Da. Și nu numai, Părinte, căci am primit din toate părțile lumii telefoane, vești, toate bisericile evangheliei s-au rugat pentru ca sufletul să fie scăpat de la moarte și slavă numelui Tău, căci toate rugăciunile fraților noștri au fost ascultate de Tine. Afară numai de rugăciunea mea în care am spus, Tată, vreau, ia-mă, te rog, și nu mă mai lăsa aici. Și îți mulțumesc, Părinte, că i-ai ascultat pe toți, iar pe mine nu. Ca bucuria mea acum la urmă să fie mai mare decât dacă m-ai fi ascultat. Căci dacă aș fi ajuns acasă la Tine, sigur, nu mai puteam să am bucuria pe care o am astăzi, să văd pe frații mei iar și în locul acesta unde l-au închinat spre slava numelui Tău Sfânt. Pentru tot ce ne-ai dăruit, în numele lui Iisus, Domnul nostru, îți mulțumesc. Binecuvântat să fii, Părinte, Tu care ești Tatăl și ești Dumnezeul nostru, a Ta să fie slava, lauda și mulțumirea, și a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și a Duhului Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Iubiți fraților și voi copilașilor care încă n-ați cunoscut rău care există în lumea asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Mă bucur și dau slavă lui Dumnezeu că iarăși ne aflăm aici, în jurul Lui. E un cuvânt în Scriptură în care Domnul spune, deci iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Sigur, prorocul care a scris aceste cuvinte, poate ca și unii dintre noi, ne uităm la ceea ce Dumnezeu a lucrat prin ceea ce cum și fratele a vorbit. Dar adevărul este că nu noi suntem cei care am lucrat. Nu am fost robii Lui, au fost acele suflete care Dumnezeu s-a folosit de noi în lucrarea pe care El a primit să o facă. Acele cuvinte care spune prorocul, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, acesta este Hristos Fiul, e Domnul Iisus. În Evanghelia după Ioan spune, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de Tatăl meu. Și tot ce vine la mine, cuvântul spune mai departe, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Marea minune, că sigur că de aici încolo, nu numai, din clipa în care nouă mi s-a vestit Evanghelia, și am primit cuvântul cu bucurie în sufletele noastre, noi din clipa aceea suntem copii al lui Dumnezeu. Făgăduințele în Sfintele Scripturi, ele toate are în vedere pe acești copii. Când mâine ne vom vedea acasă duși la Tatăl, Iisus va fi acel care va rosti acest cuvânt din Vechiul Testament. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Iosif a fost întrebat de tatăl său Iacob, după ani de suferință și de durere pentru Iacob, știindu-l că este sfârșirea de o fiară. Așa știu. Și tatăl știe că și Iisus, Fiul lui iubit, a fost sfârșiat la Golgota de păcatele noastre, căci plata păcatelor noastre a luat-o El. Și sigur,
acele cuvinte de pe cruce spuse de Mântuitorul, că a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cum am vorbit mai înainte de rugăciune. Încercarea merge până, cum spune Pavel într-un loc, până la măduva oaselor. Adică nu rămâne nimic pe unde să nu treacă ochiul lui Dumnezeu. Și când totul este văzut de Tatăl și potrivit gândului pe care Tatăl are de a ne da chipul Fiului Său iubit, despre care am mărturisit, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Asta dorește Tatăl de la fiecare din noi. Iubiți mei frați, este minunat să poți să știi că faci parte din această familie a Tatălui. Acolo nu se va mai vorbi cum e aici pe pământ, că sunt ostași, că sunt baptiști, că sunt ortodox sau știu ce. Ce Tatăl când va privi, va vedea în fiecare din cei pe care îl înconjoară pe Mântuitorul, păstorul nostru, va vedea chipul Fiului Său și va întreba Tatăl, va întreba, cine sunt aceștia? Căci este și această întrebare în Vechiul Testament. Ierusalimul de Sus, care este mama noastră, va pune întrebarea, dar unde erau aceștia? Cine mi-a născut? Căci era văduvă. Adică, cum se vede că lumea gândește că cine se poate bucura de atâta har? Și Dumnezeu, când va pune această întrebare, cine sunt aceștia, ca și Iacob lui Iosif, pentru cei doi fii pe care i-a născut? Când Tatăl suferea foarte mult și Fiul era de Tatăl Său. Aceștia sunt fiii mei, zice Iosif, da? Și acești doi fii ai tăi, de aici încolo, vor fi ai mei. A spus acest cuvânt pentru a-i face moștenitor împreună cu Iosif și cu ceilalți frați religioși. Căci moștenitor nu poți deveni decât numai prin naștere sau prin înfiere. Și Apostolul Pavel ne vorbește foarte limpede în Efeseni. Noi suntem copiii al lui Dumnezeu, dar nașterea noastră este din cuvânt, din Hristos Domnul. Sunt ai mei, spune Iosif. Și Iacob i-a înfiat. Și când se numără cele 12 seminții, numărăm și pe cei doi copii ai lui Iosif, care face parte din cele 12 seminții. Iubiți mei frați și surori, nu poate fi nimic mai minunat pentru un om că e atât de trecător ca o iarbă, ca o frunză, ca bucuria să te știi născut din nou din Dumnezeu. Să ai în tine această nădejde că mâine, după ce parcurgem această viață cu tot ce este aici pe pământ, dar în același timp, însoțit și de Harul lui Dumnezeu, mâine ne vom vedea în acea mare mulțime care nu se mai poate număra de fii al lui Dumnezeu, de moștenitori împreună cu Hristos pentru totdeauna. Ce poate fi mai minunat ca acest adevăr? Vă rog, haideți, v-am spus de foarte multe ori bucuriile pe care le-am trăit în temniță, dar nu pot să uit. Chiar dacă pici și colo, mai e câte ceva care mă judecă, că tot pomenesc acest lucru, dar nu voi tăcea. Și David a spus, nu voi tăcea, ci voi povesti și voi arăta fapte și lucrările Domnului. În această bucurie, Tatăl ne-a ținut în temniță, în lanțuri. Și nu vedeam pușcăria, nici lanțurile,
nici amenințările cu cazilnic căuta să le facă să disperăm să nu avem nicio nădejde. Nu. Ci Hristos Domnul strălucea în ochii noștri cum precum soarele în plină zi. Așa a strălucit în sufletele noastre acest cuvânt din care Dumnezeu Tatăl ne-a învrednicit de o nouă naștere pentru totdeauna de a fi fii al lui Dumnezeu. Aceasta este mântuirea care vine de la Domnul. Nu basme și povești religioase care nu au niciun temei biblic, ci credința în adevăr. Așa a spus Mântuitorul lui Pilat. Pentru asta am venit să mărturisesc despre adevăr. Adevărul e acel care rămâne. Tot ce nu aparține adevărului va pieri pentru totdeauna. Nu va mai exista nimic de ce ține de minciună, de închipuire, de păreri și istorisiri omenești. Ce Hristos, adevărul, va străluci, iar noi, ca unii care, pe harul Tatălui, a fost învredniciți din acest adevăr, din această sămânță care este cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm de o nouă naștere, să dăm slavă lui Dumnezeu care este aici în mijlocul nostru. Amin. Nu de la noi a pornit acest lucru, cum spune cuvântul, nu. Ci harul lui Dumnezeu a fost acel care ne-a învrednicit pe Domnul Iisus și jertfa Lui să ne bucurăm de așa o nădejde, de așa o credință pe care o dă Evanghelia. Că tot ce este afară Evanghelie e minciună. Când spun acest cuvânt, minciună înseamnă orice închipuire și orice părere cu privire că te poți mântui într-un fel sau altul aparține minciunii. În ziua aceea, spune Mântuitorul, vor veni mulți și vor spune, Doamne, dar n-am făcut noi minuni, dar n-am vorbit, n-ai vorbit în ulițele noastre, n-am mâncat noi înainte. Duceți-vă că niciodată nu v-am cunoscut. La această nădejde Dumnezeu ne-a rânduit. Slavă Lui! Amin. Încă o dată mă bucur și dau slavă Tatălui care este aici cu noi, că El e acel care m-a adus iarăși în mijlocul frăților noastre. Cât va fi voia Lui să mai fiu pe pământ, nu știu. Poate mai ne plecăm cu toți odată și ce bine ar fi. Dar asta rămâne ca El să hotărească. Oricum, Apostolul Pavel are și în această privință un cuvânt care spune fie că veghem, fie că dormim, ai Domnului suntem. Fie că mâncăm sau bem, ai Domnului suntem. Pavel într-un cuvânt vrea să spună că oricare ar fi viața noastră aici pe pământ, în bucurie, în suferință, în lipsă sau în belșug, avem răscumpărarea prin jertfa Mântuitorului. Și din moment ce avem răscumpărarea, avem și înfierea. Și dacă avem înfierea, avem și moștenirea. Și Pavel spune limpede că dacă suntem copii, suntem și moștenitori împreună cu El. Este foarte greu să putem cât de cât vedea și pricepe bucuria pe care Tatăl a pregătit-o pentru cei ce sunt ai Lui. Cuvântul, ca să arate cât mai aproape de acel adevăr, momentul răpirii, momentul întâlnirii noastre cu Tatăl și cu toți Sfinții de întotdeauna, e acel moment pe care Tatăl și l-a dorit din totdeauna. Cuvântul care spune că nu e bine ca omul să fie singur, acest cuvânt l-a avut în vedere pe Iisus. El era omul rânduit de Tatăl,
Adică cuvântul să devină om. Cuvântul să ia un trup de om. A vrut ca acest duh de viață să fie și să rămâne pe totdeauna ceea ce este Iisus după înviere. Ne dăm seama cam în ce fel va fi atunci când ne vom vedea răpiți în slavă și toți schimbați într-un trup asemănător cu al Domnului nostru Iisus după înviere. Atunci spune Evanghelistul Ioan că îl vom vedea așa cum este. Azi cunoaștem în parte și mărturisim în parte, dar clipa răpirii, pe care nimeni nu știe decât numai Tatăl, pe lângă multe și alte surprize minunate, Dumnezeu păstrează și acest lucru care va fi ceva cu totul nemaipomenit. Atât chiar pentru Domnul Iisus Hristos, Fiul iubit, care a împlinit toată voia Tatălui cu privire la noi, dar și pentru fiecare de noi. Că Iisus va vedea că acei pentru care El și-a dat viața vor fi asemeni Lui. Când El va vedea că toți acei care au crezut în El, care s-au luptat și au dorit să fie și să rămână cu El, vor fi ca El. Apoi, noi, cei care ne vom bucura de acel har, când ne vom vedea că pe fața fiecăruia pe care vom privi, vom vedea chipul lui Iisus, care este fratele nostru mai mare. E o bucurie ce nu se poate vorbi. E bucuria pe care Tatăl a pregătit-o, nu știe nimeni, nici chiar Fiul, dar în clipa în care va avea loc acest har, atunci și Fiul și noi toți ne vom bucura de acest lucru pe care numai Tatăl îl știe și îl păstrează. Și îl păstrează pentru tot ceea ce sunt al Lui. E minunat Dumnezeu în iubire. El e acel care gândește la ce e mai frumos, la ceea ce e mai plăcut, la ceea ce poate fi mai minunat spre slava Lui. Căci pentru asta Dumnezeu ne-a zidit. Să slujim, cum spune cuvântul, de laude slave, harului Său. Dacă vrem cu adevărat să înțelegem ce înseamnă mântuirea într-un cuvânt, nu spune acolo că faci una sau faci alta. Cuvântul spune că El este mântuirea noastră. Și eu cred că de multe ori noi, aici fac iarăși o subliniere, e adevărat, chemarea pe pământ este să ne căutăm a ne modela viața potrivit cu ce știm că este El, e foarte adevărat. Dar acest adevăr de plin se va împlini numai în momentul răpirii. Răpirea are acel har de la Tatăl ca într-o fracțiune de secundă să fim transformați în același chip al Lui, cum este scris. Și așa vom rămâne pe totdeauna. Cine este acel care va face acest lucru? Tatăl. Iertați-mă cu lucrul ăsta, vă vorbesc prea mult. Dar parcă de aici și colo, din bucuriile trăite în lanțuri, vreau să vă împărtășesc totdeauna. Cu aceste mângâieri și cu aceste bucurii, Dumnezeu ne-a petrecut, El e acel care ne-a petrecut, prin acele locuri unde de multe ori spuneam, Doamne, pe aici nici șarpele să nu treacă. Ca și acum, în această încercare de la urmă, a fost atât de grea și de cumplită, încât cum și în rugăciune m-am amintit.
că m-am rugat Domnul, Doamne, ia-mă, te rog, că nu mai pot. Și Domnul nu m-a ascultat. Ca să-mi facă bucuria, nu numai mie, ci și dumneavoastră, dar mai mult decât noi toți, e Mântuitorul Iisus, păstorul nostru cel bun, care e aici cu noi și ne privește și vede ce bucurie Dumnezeu Tatăl a păstrat pentru noi toți în această zi, e atât de fericit. Să-i dea slavă. Îmi pare rău că nu pot să continui mai departe, că atât cât mai e încă ceva viață, doresc să fie spre slavă. În câteva cuvinte vreau să amintesc așa un cuvânt din Cartea Apocalipsei. Se spune în cuvânt că El, Domnul, mai are un nume care nu ne este arătat nicăieri. Un nume nou. Ne punem întrebarea mai întâi. Vreau să știm care este semnificația numelui. Întotdeauna numele arată nu numai persoana, ci arată și ce a fost acea persoană sau ce va fi. Viața lui, lucrarea lui, slava lui și așa mai departe. Când rosești, de exemplu, un nume care arată despre cineva, că să zicem, prin faptele lui s-a dovedit a fi așa cum, și pe cum e numele, așa e și viața lui. Acolo, în Cartea Apocalipsei, când se vorbește despre Domnul, că El mai are un nume nou pe care nimeni nu știe, am amintit mai înainte despre momentul răpirii. Bucuria pe care o păstrează Dumnezeu Tatăl va face ca cerurile și întregul univers să răsune de cântece, de laudă și de slavă adusă lui Dumnezeu, când vor vedea ce a putut să facă Tatăl din niște păcătoși pierduți, care eram fii al lui Dumnezeu, care am căzut pradă păcatului, o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl. Va fi ceva ce noi încă ne dăm seama acum. Cei ce s-au pierdut și vor fi în întuneric, vor vedea. Și acolo vor fi regretele cele mai înfiorătoare, că și ei puteau face parte din această mulțime răscumpărată de Domnul. Puteau și ei ia parte la acea nuntă a Mielului. Și noi. Pentru că nu cuvântul lui Dumnezeu a fost pe inima lor, ci au fost învățăturile lor, părerile lor, închipuirile minții lor, fapte și viața lor, prin care au gândit că vor ajunge în rai. În rai nu se poate ajunge. Iadul are multe porți. Despre Împărăția lui Dumnezeu se vorbește numai despre una singură. Și aceasta este Hristos Domnul. Și Pavel spune foarte bine în Coloseni, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, sfinți, fără prihană și fără vină. Și un ultim cuvânt în acel loc este negreșit, adică la toată slava asta de care se vorbește vom ajunge, spune Pavel, zice, negreșit, dacă rămânem și pe mai departe neclintiți în credința și în Evanghelia care am primit-o. De aceea, încă o dată, spun acel cuvânt de la început, grijă și veghere, să căutăm să rămânem credincioși Domnului acolo unde El ne-a chemat și ne-a rânduit și să facem lucrul Lui. Lucrul Lui e acel făcut prin Duhul Sfânt. Orice lucru nefăcut prin Duhul Sfânt n-ajunge nicăieri, să știți. E un timp pierdut, o rugăciune. Dacă ea nu este însoțită de o călăuzire a Duhului Sfânt, n-ajunge nicăieri.
Duhul e acel care te învață cum și în ce fel să vii înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați, mă bucur foarte mult. Iertați-mă că nu mai pot ca altă dată să continui așa, dar vă rog să mă credeți. Mă opresc totuși la numele cel nou al Domnului pe care nimeni nu știe. Ne-am bucurat și ne bucurăm și slavă lui Dumnezeu că sub aceste nume pe care le are Iisus, are mai multe nume. Noi l-am cunoscut mai mult sau mai puțin fiecare și ne-am bucurat și ne bucurăm. Dar Tatăl e acel minunat care dorește la urma urmei să ne-l descoperă pe Iisus un alt nume pe care numai El Tatăl îl știe. Adică vom vedea ce nici măcar nu putem bănui cât de cât. La ce slavă, la ce bucurie, la ce legătură și părtășie sfântă vom avea cu El. Eu încercăm prin cuvinte, dar nu se poate, știți? Numai prin Duhul Sfânt, uneori, avem momente în care trăim acel gând pe care numai ceva bănuim de la Duhul Sfânt, că are Tatăl pe inimă Lui pentru noi. Și numai Iov are un cuvânt în care spune despre puterea Lui Dumnezeu care e peste tot. Și eu acolo arată în câteva cuvinte, spune și, dar ce sunt toate acestea decât o adiere ușoară care abia ajunge până la noi? O adiere ușoară. Eu gândesc și cu privire la mântuirea care noi ne bucurăm. E doar numai o adiere ușoară. Dacă se va arăta și în har de plin, când vom fi la fel cu Sfântul Cuvânt, când se va arăta El, vom fi ca El. Haideți, vă rog, trăim în adunarea lui Dumnezeu. Avem noi această bucurie în sufletele noastre. Lăsați, vă rog, ochii, că totdeauna am tot privit să-mi văd faptele bune, să-mi văd cam ce meritam sau cu ce-s mai bun decât fratele. Astea sunt păreri, nu are niciun rost. Asta nu ne ajută la mântuire, să știți. Ce te ajută este, privește la El, iubește-L pe El, consacră-ți timpul și sufletul și viața lui Hristos și gustă din plin acest har al lui Dumnezeu care mi se dat prin Hristos Iisus. Și vei vedea după aceea că nu mai treabă cu nimeni. Fiecare privește la Iisus și toți suntem uniți în același Duh al lui Iisus, cu un același gând pe care l-a avut Iisus, să facem voia Tatălui. Și așa, această adunare a lui Dumnezeu înaintează prin întunericul lumii acesteia, lumea asta care e plină de tot felul de lucruri, așa cum se vede ea, să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei de afară, să ne rugăm, e tot ceea ce putem face. Dar nimic din ce are lumea, din ce caută lumea, din ce iubește lumea, să nu se vadă în sufletele noastre, să nu se vadă, ci Hristos cuvântul să strălucească în noi. O, Dumnezeule Doamne, că știu acolo unde diavolul a gândit că până acolo ne-a fost, așa frumos strălucea în ochii inimii chipului Hristos, felul în care Dumnezeu mi-l descoperise, eram atât de bucuros. Mă amenința. Știți, v-am spus de zeci de ori. Și mă întreba, zice, păi, dai tu seama și te așteapt sau unde ești. Habar mă dea. Ochii mi se scălda în lumina feselui Hristos. Și Duhul Sfânt era cel care mă făcea să privesc la inima Tatălui care ne iubește atât de mult. L-am iubit pe Tatăl și-L iubesc. Nu pot să vă spun cuvinte, experiența pe care Dumnezeu mi-a dat-o
în această umblare cu El, într-o viață lungă. Mărit să-i fie numele, că nu m-am așteptat la așa un har. Nu m-am gândit vreodată, înainte vorbesc, că Dumnezeu m-a dat așa ani și mai mult o viață în care să umblu cu El și mai mult să mă bucur de o bătrânețe fericită, să mă văd înconjurat de mii de frați și surori care îl iubesc pe Hristos. A fost o dovadă minunată pentru care mulțumesc tuturora când priveam telefoane din toate părțile, de pe tot globul, telefoane din America, din Canada, din Germania, de peste tot. Și toate bisericile care au cunoștință se rugau. Eram în spital și Bința, fiică mea, s-au dus într-o seară cu frații care era și cu frații din Anglia într-o biserică adventă și de, după aceea acolo li s-a povestit cum despre o biserică de rom. Și romii când au auzit țigarii că sunt pe patul de suferință în felul care era, au îngenunchiat și s-au rugat pe țigănește Domnului pentru ca El Domnul să-L vină în ajutor. Domnule, când auzi asemenea fapte și lucruri, ți se umple inima de bucurie, Domnule. Când vezi că toți copiii Lui de pretutindeni la un anumit semn sau semnal, toți răspund cu același gând. Se pun în genunchi la pământ și ne rugăm pentru Cel pe care Dumnezeu îl crește prin cuptor. Prin cuptor. E cam greu cuvântul ăsta, nu-i așa? Haide, două cuvinte numai. Cred că am să mă țin de cuvânt acum. Mântuitorul când a vorbit că El este pâinea vieții, dar El când a coborât pe pământ, era bebelușul pe care îl vedem în Iesa din Betleia. Cine putea gândi că acel prunc în Iesa pe care Fecioara acolo l-a născut, că este Dumnezeul care a creat totul. Cine putea gândi? Afară numai de Fecioara care știa minunea care s-a petrecut. În rest, se mirau, vedeau, le-au vorbit și îngeri păstori, le-au vorbit și mari, în sfârșit, dar adevărul adevărat nu știa nimeni decât numai Fecioara. Ce era El? Ce a spus mai târziu? Boul de grâu căzut din cer, venit din cer. Dar tot El a fost care a spus că eu sunt pâinea vieții. Păi, Doamne, pâine nu înseamnă grâu din hambar. Că pâinea se face din pâinea care e din grâu din hambar, e adevărat. Dar până grâu din hambar ajunge să fie pâine, gândiți-vă prin câte are de trecut. Mai întâi, rolul acestei semințe este să se înmulțească. Dacă ai un plugar, când vine timpul de semănat și mare un sac de grâu, să zicem, ai nevoie să-l ducă la moară, să-și facă pâine. Dar zice, măi, femeie, dar ce faci? Că trebuie să-l semănăm. Deci renunță și tot ce se înseamnă. Rolul este să se înmulțească. Nu? Apoi. Dar sămânța asta care cade sub brada neagră a pământului, cât îi trece peste ea sărmana, toamna, e căldură puțin, lăsarea așa frumos, vine bruma, se apropie iarna, vine gelul, și vezi cum grâul care așa frumos a răsărit, cum frunzurițele lui se vestejesc. Așa părem și noi câteodată. Când privim adunarea, ne uităm la unul și la altul și vedem, tată, uite, cum era fratele odată și uite. Adică exact ce vedem, ce se întâmplă cu lanul de grâu. Ce zicem noi, oare, despre ființele acestea care au primit cuvântul și care totuși în viață trec prin astfel de probe? Să rămână ele oare așa? Rugarul știe că vine primăvara
vine ploile, cum spune cuvântul, ploaia cea timpurie și cea târzie. Și vedem că Bobul căzut sub brada neagră, care a îndurat și frig și gel și toate, așa frumos arată lanul, se apropie segeratul și se trăiesc, e mult de spus. Ajunge la Trior, ajunge sub piatra grea în Mori, ajunge făina la acea sită care dea până și rămâne tărâța, merge deoparte și mai făina fină din mezul de grâu este în covata brutarului sau femeii gospodine. Unde ia de nou, ia la frământat, îi pune ce trebuie, o lasă puțin să crească și după aia pe lopată o vâră în cuptor. Ioan Botezătorul a spus că cel ce vine după mine are lopata. Unii au gândit că ar fi vorba numai de lopată care, cum se obișnuia înainte, se vântura la lopată în vânt, nu cum e acum cu atâtea mașini. Rostul lopeții nu e numai acela, ci te duci în oricare brutărie și ai să vezi că lângă cuptorul de foc ai să vezi și o lopată pe care pâinea, pe care brutarul o face, o pune pe lopată și o vâră în cuptor. Pe această lopată și pe mine Dumnezeu m-a dus pe unde mi-a fost dat să trec acum. Și Iisus a spus un cuvânt foarte interesant. Așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, la fel vă trimis și eu pe voi. Adică așa cum Tatăl l-a aruncat pe pământ Bobul, să nu rămână singur, la fel și noi, suntem aruncați sub brazda neagră a pământului, adică tot ce este aici de îndurat și de suferit. Dar aici Dumnezeu ne-a dat viața. Și de aici, unde nimeni nu mai poate gândi, dacă ai aduce pe un altul din pe o altă planetă să vadă care habar n-are cum se mulțește grâul și să-l vadă pe om cum își risipește grâul și aruncă pe pământ și pe aia la copie cu pământ și uite ce face nebunul ăsta. Așa zice. Ce ziceți? Avem undeva scris în Scriptură acest verset despre Dumnezeu Tatăl? Cum spun? Înțelepciunea Dumnezeu pentru lumea. Auziți? În ce a constat înțelepciunea lui Dumnezeu? Că și-a aruncat Bogul pe Fiul Său, pe pământ. Și toate lumile care există în univers s-au mirat. Deci uite de ce a făcut Dumnezeu. Mai ales când Iisus v-a jocorit răstă Hristi și uite, bă, și sunt multe de vorbit aici. Dar după 3 zile a răsărit Bobul, după cele 40 de zile de la înviere, s-a înălțat Bobul de unde a venit și după alte câteva zile a venit Duhul Sfânt să facă dintr-un bob un lan întreg, numai într-o singură zi, la o singură predică. 3.000 de suflete. Ce ziceți? Și Pavel spune că prin nebunia acestei cruci Dumnezeu ne-a mântuit pe noi. Și pentru noi a fost destui care au văzut în credința pe care am mărturisit-o și urmările care au avut loc în timpul comunismului. Și lasă că așa trebuie, că nu se mai astâmpăra. Era tot pe drumul, tot în adunare. Ce îl vedea la muncă, zicea, nu, eu sunt și la adunare. Sau... Și erau chiar unele dintre frați care au vorbit așa. Nu-i de mirat. Ce ziceți? Pare aceasta o nebunie pentru lume, Evanghelia? Dar ce este ea, de fapt? Este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce mare har! Vă rog să aveți toți pe inimă
gândul pe care l-a avut Mântuitorul. Atunci când ne-a vorbit, voi ați fost rânduiți să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. Amintesc deloc cuvinte de mai înainte. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Nu numai Iisus Domnul va avea bucuria aceasta pentru noi toți, ci fiecare în parte, în tot ce știe că a lucrat pentru Împărăția lui Dumnezeu, va vedea acolo fiecare rodul, ce? Ce sufletului lui. Iubiții mei, frați și surori, să ne gândim la toate aceste lucruri și mai mult decât atât, la ce știm că s-a petrecut la Golgota. E acel loc despre care Domnul a vorbit. Aici este locul unde mă voi întâlni cu tine. Căci în locul acela Dumnezeu Tatăl a plătit prețul răscumpărării noastre. El este ușa trupului de care nu celelalte lucruri, nu le amintesc, le știți. Nu! Tot ce este în afara Bibliei e minciună. Și Iisus a spus, eu pentru asta am venit. Să mărturisesc despre adevăr. Și adevărul este Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu întrupat. E acel adevăr care va rămâne la infinit. Tot ce nu aparține cuvântului va pieri. Nu va mai exista niciodată. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu. E comoara, e Hristos, e cuvântul, îl ai, dă slavă lui Dumnezeu. Nu te uita, dragă, cam ce fapte bune ai făcut, sau faci, sau la alții, se tot judeci că nu trăiește, că nu face, că... Lasă-i în pace, alipește-ți inima de Domnul, iubește-L, bucură-te de El și de slavă. Căci astăzi este menirea pentru totdeauna. Pentru asta am fost chemați din întuneric la lumină. Să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. A Lui să fie slava aici în toată veșnicia. Amin.